arată, că nu-i, deci, nu-i cumpărat. Facem un pui umplut. Întâi am tăiat puiul, am pus apa la fiert, punem puiul la fiert, acum la început, până fierbe. Așa. Îl puneți la fiert din oară. Da, lăsăm să fiarbă, acoperim, mai punem un pic de apă, Ramona. Mai punem o leacă puțină apă. Cam cât apă trebuie să fie? Să cuprindă puiul, ca să fie puiul acoperit. Paleta aceea, dacă o găsești. După ce vă dați seama că găina e pe aproape. Când o să crape pielea, înseamnă că e... Da. Acum o întoarceți ca să-mi... Da, găina asta... Uite, e... Nu era găină, era ori cu coș? Da, da, era un cu coș. Da. Era un cu coș, că da. O găină cinstită nu poate să fie așa mare. Da, era un cocoș așa. Deci era o găină... Ori de poveste, aveți grijă. O găină mai așa. Păi, contează ce fel de găină trebuie să tai? Scrie în poveste la Marța Grasă? Trebuie să fie găină... De un anumit fel? Nu. Deci poate să fie și cu coș. Da. Nu scrie de ce... Nu e problemă, numai să fie tăiat din casă. Da. Poc, discret. Ne-am apucat să tăiem măruntaiele de la așa. Pui și să pregătim... Carina foarte meticuloasă. Așa, am găsat-o pe Carina. Foarte bine. Și ea ceva. Și măruntaiele erau ce? Asta este... Picotă. Bun. Și pe aici cum spuneți? Tot pipovădă sau rânză? Cum? Și rânză și pipotă. Tot așa. Da. Bun. Și apoi ficatul. Și inima. Așa. Și dumneavoastră deja ați luat ceapa în primire. Da. Trebuie și ceapă? Și ceapă, da. Călim puțin. Uh-huh. De dacă nu-ți mai dau un sur ca să dai ceapă și... Da. Carina taie plăcinta. Într-un fel de cuburi care sunt dreptunghiuri. Paralelepiped. Doamnele curăță ouă. Și deci ouăle întregi se pun în pui? Nu, le tăiem tot. Le tăiem? O, atunci ouăle fierte se pun în... Că nu mai e cap în găină. Nici. Două feri și gata. Ajunge. Vreau să-i vedea o pajă. Da. Așa. Acum au crescut și plăcintele astea. Da. Dacă nu vroiam să crească, nu creștea. Dacă de frumoase sunt. Din prima, mai dă o dată, în două. Așa. O să iasă mai aici. Uite, așa, știi acum cum vreți. Așa. Da, nu, că nu e. Da, nu, că nu e. Cum mai pune fete. Și lacă de usturoi pe lângă. Oh, fete harnice. Tot să te ocup de ca aici. Da. Asta că eu am zis că iau așa de aici. Cum? Pun acolo. Da, ce cred că, da. Cea mai harnică fată. Da, cu cele mai multe ingrediente. Da, masa plină. Da, Călim ceapa. Călim ceapa pentru împlutură, pentru pui. Da. Avem răbdare. Avem. Și aici e la bălciulie. Acum punem și măruntaiele la călit peste ceapă. Puțin, da. Ce facem noi aici e gustos, gustos și foarte sănătos. După ce bem un ceai, spală. Dar e adevărat că pe vremuri lumea mânca destul de gras. Da. Pentru că se muncea mult. Da. Și omul nu putea munci cu curzici toată ziua. Da. Și tot nu era așa bolnavă lumea de atunci, ca acum. Carina adă și ouăle. Da. Și plăcintele. Toate se călesc aici. Da. Uite. Așa. Deci amestecă cu apă fierbinte și oțel. Așa. Astea sunt ouăle. Da. Și plăcintele. Plăcintele astea sunt cheia pustianei. Da. De ce se cheamă pustiana satul?
Era pustiu. Deci că era un pustiu aici. Era un pustiu. Și pe urmă a făcut cineva o casă, pe urmă a mai venit, s-au mai mutat, s-au mulțit. Și pustiu a devenit pustiana. Da. Și de la cred că acolo șofoana. Da. Ne-am luat un pic de piper. Era un Ana. Da. Ana, care a venit prima în sală. Am intuit, dar vedeți ce înseamnă? Deci prima, nu era lui Manole prima Ana? Că cred că a rezistat. Dar ea era Ana din pustiu și a devenit pustiana. Da. Și acum piper. Punem și un piper și... Sare? Chiar, da, am gândit sare. Specifică ca să meargă piperul. Da, este piper. Este. Să fie bogat. Trebuie să se simtă. Trebuie să se simtă piperul, da? Am zis să fac, numai să trebuie să fac. Puțină sare. Am mai făcut un două, dar nu contează, nu mai spun apa. Și avem grijă să nu facem prea mare tăietură, să nu, ca să fie tăietura mică și ca să încapă încă o lingură atunci, vă rog. Acum, așa? Așa. Așa. Și atunci iau frumușel. Așa. Carina. Carina, din pui dublată, doar îi culățăm în spate de ăsta. Așa și scoatem măruntele, băgăm mâna și scoatem. Da, eu prin sală. Și încetăm să... Să punem, să umplem până și-l mai împingem bine ca să încapă multă umplutură. Încapă totul, nu? Așa, dacă mă mm-hmm, gata, așa. Așa văd. Așa. Săracă găină. De fapt, cucoș merită, dacă stai să ne gândim. Nu știu ce este. Foarte bine. Așa. Acum am un pic de boia dacă ai. Da. Și un pic de... Sare și delicat, nu delicat, că nu punem delicat, sare și piper, piper. Așa atât. Da. Piperul am lăsat în partea cealaltă. Așa, mă, o lăsat. Pe deasupra sau tot acolo la... Nu, tot la... ungă puiul. Acum. Îmi pare un fel, un fel de bari. Da. Un pic de ulei, Carina. Nu, e pe masa cealaltă, lângă tanul. Ia vezi. Ca să pot să ungă puiul și punem la frig. Da. Punem în cuptor. Că pun mâna. Asta e. Încă puțin. Ah, gata. Așa. Și acum faceți puiul colorat. Da. Și facem... roșcat ca să vadă că a fost sănătos. Păi la cât a fost el de... Ținut bine. Trebuie să fie cinstit până la sfârșit. Exact. Și găina în tava. Gata. Tava unsă cu ulei. Ulei, da. Cât o așteaptă pe găină să reziste în cuptor? 15 minute nu trebuie, dar e mult. Stai să mi-e scrie. E... Așa. Bravo, uite, fetele tinere merg în cuptor. E de ajuns acolo. Așa. E pornit? Acum, așa. Bine. Așa, să vedem. Așa, jos. Și gata. Așa, am terminat. Câstă la fapt și atunci nu. Să va fie, să va trebui să mă lasă o bucie de copite. Așa, să nu știu dacă e să vin în urmă. O prind dacă nu copu și îl întorc alea. Da, oprește, da. Da, da, da. Deja e gata? Da, da. Mai întorc o dată pe jos. Și fac în jos, așa. Și fac pe aia să se rumenească o dată, dar cred că se rumenește și de la cuptorul cald. Și atunci mai lăsăm un pic și gata. Nu-l mai pornesc?
Nu, nu-l mai pornesc. Da, așa, așa. Ideea era fiert, numai că... Deja scoatem puiul. Așa, ca să punem tăiței. Să punem tăiței. Așa. Puiul nostru, cum se simte? Bine. Declară ceva? Face din gură. Declară că vrea să fie mâncat. Da. Strigă. Mâncați-mă. Gata. Așa. Punem pe masă. Puiul nostru... Trebuie să punem niște verdeață lungă și... Gata. Da. Puiul nostru e de poveste.